revenit cu o nouă problemă, cu o nouă neregulă care am observat-o. Adică, duminică am sunat, am apelat poliția, deoarece erau niște indivizi care deranjau liniștea publică periodic, cu mașini de off-road, făcând curse de off-road pe un traseu neautorizat. Ceea ce e ilegal, plus că nu aveau numere de înmatriculare și circulau pe drumuri publice. Am apelat poliția. Asta e cel mai grav, asta e cel mai periculos. Exact, asta e cel mai grav. Poate să lovească un copil, poate să lovească un bătrân. Neavând număr de înmatriculare, nu poți să-l depistezi cine este. Am sunat la poliția locală, pentru că n-am considerat că ar fi o urgență și să sun la 112, deci am sunat la poliția locală pe numărul de dispecerat. Ok. Poliția locală mi-a spus că să îi filmez și să le duc filmarea. Atât. Dar în schimb mi-a dat numărul de la poliție, numărul de la poliția română, un număr lung, nu numărul de urgență. Și, mă rog, în momentul în care am văzut că au trecut pe aici oamenii aceia cu jeepurile, am sunat la poliție. Adică ei nu erau doar cu o mașină nematriculată, cu mai multe? Erau mai multe, da, deci făceau concurs, cum ar fi. Adică... Și niciuna nu avea plăcuțele alea? Nu, deci erau mașini, cum să spun, fără semnalizări, fără uși, doar niște grilaje. Mașini special concepute pentru off-road. Ele circulau pe drumuri publice. Poliția a venit undeva, ți-am zis, după 20 de minute, o jumătate de oră, după ce au mers în jos, după apelul meu, și mi-au spus că efectiv nu au ce să facă și eventual să-i filmez și să încerc eu să afle informații despre ei. Ceea ce nu e normal. Nu am eu niciun drept să-i găsesc. Ei sunt poliția. Eu ca și cetățean mi-am făcut dreptul de a sesiza și atât. Nimic mai mult nu trebuie. Și dacă îi filmez, cu ce i-ai ajutat dacă nu se văd numerele de matriculare, nu? Și îți pui exact viața în pericol, ca ce, na, maturi fiind, oameni răi, știind că-ți certați cu legea, poate să vină să te accidenteze intenționat ca să-ți ia și telefonul. Da. Polițistul a încercat și să mă intimideze, de altfel, spunându-mi că trebuia să-i spun că filmez, dar eu nu țineam camera ascunsă, țineam camera în dreptul pieptului, deci el a văzut camera. A, deja deci, când comunicai cu polițistul, filmai, da? Da. Și s-a deranjat de ce filmezi, da? Da, s-a deranjat de ce filmez. Filmarea n-am înaintat-o pentru că efectiv nu avea niciun rost. Era doar discuție între mine și el și efectiv... Nu, dar reacția asta e simptomatică. Dacă el reacționează în felul ăsta la o cameră, îți dai seama cât de mult știe el despre drepturile omului și despre legi. S-ar putea să fie total agemiu, agramat, analfabet. Da. Am fost anunțat de către vecini. De ce nu? Că și ei fiind deranjați de această situație, au fost cumva mulțumit de reacția mea și mi-au spus... Uite ce s-a întâmplat, că ei aveau, cum să spun, mai multe trasee. Deci ei puteau să meargă acasă, ei stau în Sein, puteau să meargă acasă pe două sau trei drumuri și să mocolească pe mine aici. Și au spus că au văzut că a coborât pe platformă și oamenii a recunoscut polițistul din mașină și a spus că ei sunt foarte buni prieteni. Am înțeles, deci e conflict de interese. E adevărat, asta nu se poate demonstra, dar pe caz moral e foarte grav. E 100% că polițistul a contactat, fiindu-i prieten, l-a contactat și i-a spus de situație. Ceea ce nu e normal. Deci nu știi dacă l-a sunat, dar presupui că l-a sunat și i-a zis, băi, ai grijă că te-a observat lumea și au făcut reclamație, da? Îs aproape sigur. Poate chiar mai mult decât sigur, pentru că nu aveau cum să știe și ei fiind foarte buni prieteni. Și ai de gând să sesizez cazul mai sus la poliție, da? Oficial înscris. Da. Asta e problema, că nu pot demonstra, dar moral dar, vorbind... Dar nu ziceai că ai video cu ei, cu mașinile cele nematriculate? Nu cu ei, cu poliția am avut, dar am considerat că nu are rost, că e doar o convorbire între mine și polițist. Okay. O convorbire în care polițistul își dovedește incompetența. Deci,
Păi, cu atât mai mare interesul să o faci publică. Eu te încurajez să o publici și pe aia. Da, o să vedem.